Ca drumul pe care astăzi pornim din nou cu toții să fie drumul cunoașterii, un drum încununat de multe succese, satisfacții, încredere, emoții și nu în ultimul rând, multe doamna director profesor Angela Maria Lipo, doamna director adjunct profesor Mario Araghile. Salutăm prezența în mijlocul nostru a domnului primar Septimiu Cătălin Țurcaș. Suntem onorați să o avem din nou alături de noi pe președinta Comitetului de Părinți, doamna Claudia Oegar. Ne îndreptăm atenția și spre părintele protopop, domnul Dan Haiduc. Și susemnata consilier școlar la școala gimnazială Silvania, Chimișliu Simona. Cuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mulțumim părintelui protopop și colegului nostru. Ați invitați, dragi colegi, iubiți elevi și părinți. Bine ați venit la școală, bine ați trecut din nou pragul școlii Silvania. Fiecare 15 septembrie aduce în sufletele noastre, indiferent de vârstă, emoția unui început. Emoția zilei în care fiecare dintre noi am fost școlar pentru prima oară. Pentru că aliniem astăzi la start 835 de elevi, 57 de cadre didactice. Este o școală cu un efectiv de elevi mare, a doua ca mărime din județ, dar ceea ce aduce o notă particulară acestei școli este faptul că ea se remarcă nu doar prin numărul mare de elevi, ci prin calitatea educației care se furnizează în această școală. Elevilor școlii Silvania ilustrează faptul că bucuria revederii, reîntâlnirea colegilor, ascunde, de fapt, un dor de școală. Cu siguranță ați așteptat să începeți școala undeva în adâncul sufletului vostru, chiar dacă n-ați recunoscut acest lucru. Sunt mereu aceiași oameni determinați, care știu să ridice numele școlii Silvania acolo unde le este locul. Dragi părinți, vă mulțumesc pentru faptul că știți să fiți parteneri în educație. Vă invit să continuăm acest parteneriat care s-a dovedit unul de succes de-a lungul anilor și v-aș recomanda să vedeți în școală, în școala noastră, cea de-a doua casă a copiilor dumneavoastră. Pentru că am vorbit de parteneriate, de parteneriate de succes, dau cuvântul în continuare domnului primar Septimiu Cătălin Țurcaș, care prin
Ceea ce a făcut pentru noi și pentru școala noastră a dovedit că este partenerul numărul 1 pentru școala Silvania. Vă mulțumim, nu doar pentru că sunteți și astăzi prezent aici, ci pentru că ați dovedit că țineți foarte mult la educația de calitate care se face în acest oraș. Onorată asistență, stăteam în drumul meu spre școala Silvania, care de fapt a fost și școala mea, și mi-aminteam și cu emoție și oarecum cu nostalgie că în urmă cu 40 de ani, că stare mulți ani ăștia, mergeam și eu în clasa întâia și n-am pornit-o foarte bine pentru că se pare că am făcut ceva năzbâte și părinții mei m-au impulsionat puțin. Dacă mă gândesc la prima mea zi de școală, îmi amintesc cu mult drag acest lucru. În primul rând aș vrea să mă adresez celor care pășesc pentru prima dată în curtea acestei școli, ca și elevi, evident, cei din clasa pregătitoare, să le spun că au venit într-o școală foarte importantă din acest județ și să le doresc mult succes. Sigur, îi iau pe părinții lor aproape și îmi exprim speranța că peste nu foarte mulți ani vor fi mândri de calitatea învățământului din această școală. Apoi îmi îndrept cuvântul spre toți elevii acestei școli, care știu foarte bine că sunt elevii unei școli numite, le doresc mult succes, îmi doresc să mă întâlnesc cu ei de cât mai multe ori pentru a-i putea premia pentru rezultatele deosebite. Evident, profesorilor care s-au validat de fiecare dată, le doresc să aibă parte de cât mai puțină lumină, în sensul de a o transfera spre elevii lor cât mai multă. Părinților, multă sănătate, se poate să aibă grijă de copiilor. Un an plin de realizări tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumim! Vă spun și eu, un an cu multe realizări. Vă doresc din tot sufletul ca să fiți cei mai buni dintre cei buni. Părinților alături de noi, profesorilor, multă putere de muncă, să lumineze într-adevăr calea spre un viitor fericit a fiecărui elev din această școală. Îmi revine plăcerea de a anunța, de a cuvânta în numele Inspectoratului Școlar al Județului Sălaj cuvântul transmis de doamna Inspector General Maria Pop. Moment încărcat de nostalgii, bucurii și emoții. Este un alt început în care investim noi speranțe, retrăind atât bucuria revederii după o vacanță bine meritată, cât și emoția primei zile de școală pentru cei care trec pentru prima dată pragul acestei săli de clasă. Binele și adevărul. Dragi părinți, vă adresez rugămintea să fiți alături de școală. Numai împreună putem reuși să asigurăm educația ta școlii. Iar prin muncă, perseverență, curaj și voință, să vă îndepliniți cele mai îndrăznețe visuri. Cărora le urăm un cuvânt special de bun venit la școală. Cu siguranță este o zi unică și specială, atât pentru acești elevi, cât și pentru părinții lor, care am certitudinea că astăzi au pornit sau au intrat pe porțile acestei școli cu multe emoții, cu bucurie și cu nerăbdare. Ai înmânat diploma cu titlul cel mai harnic boboc pe elevul Iliescu Andrei Cristian. Îi urăm mult succes și fie pe parcursul întregului an să fie la fel de harnic în tot ceea ce va întreprinde. Mult succes le urăm tuturor elevilor școlii Silvania. Urmează momentul în care se vor deschide porțile pentru cei mici, cei care astăzi au pășit pentru prima dată în școala noastră, și rog pe doamna director alături de domnul primar ca această cheie și cu această cheie să deschidă porțile simbolice ale școlii pe Panglica tricolorului.
panglica conține aceste, sau cheia cu panglicile pe care le vedeți, conține semnăturile celor sute, mii de absolvenți ai școlii Silvania, mărturie că au trecut prin școala noastră și la această cheie cu această panglică. Iată deci că panglica a fost creată, a început de adevărat la anul școlar 2014-2015, fie ca acest an să fie de bun augur, cu multe realizări pe toate planurile, atât în procesul instructiv educativ. Invit aici pe doamnele învățătoare, care vor fi, de-a lungul celor 5 ani, călăuzitori acestor mici copii care astăzi devin elevi. Mult succes! Mult succes! Ascultați versurile! Să facem rău și vom intra în clasă 1.